Vedem acum una dintre cele mai plictisitoare partide de șah pe care le-am văzut în viața mea, între Giri și Vidit. Practic, nici nu știu de ce au jucat-o, sau cel puțin Giri de ce a jucat-o, având alb, putea să propună remiza mai repede. N-a făcut altceva decât să schimbe piesele ori de câte ori a avut ocazia. În deschidere a pus pionii ca un zid banal de 4 e3 c3 și apoi am învârtit piesele în spatele acestor pioni. Este uluitor cum joacă damă b3, damă d1, damă c2, tură e1, tură d1, tură e1, tură d1, tură d2, tură c1, tură d1, tură d2, tură a1, damă b3, este uluitor, damă c2, damă d1, damă F1, damă C1. Într-un final, Vidit s-a hotărât el să spargă centru cu E5, să preia inițiativa și are un pic de inițiativă, dar poziția fiind relativ simplă pentru nivelul lor de mare maestru, s-a încheiat destul de ușor cu remiză. Un pic de presiune a fost, pentru că Vidit a reușit să-și facă un pion liber, dar a fost insuficient pentru a câștiga partida.